prieteni, cu voi noi este Iuliana și bine ați revenit la un nou vlog, vlogul mult așteptat de voi, unde o să despachetez în sfârșit cadourile de la voi, de la Cluj și de la Sibiu. Săptămâna trecută am avut turneu acolo și săptămâna asta am astăzi la Suceava și mâine la Piatra Neamț, abia și o să mă revăd cu voi. În fine, haideți să începem, da? O să despachetăm cadourile de la Cluj și de la Sibiu. O să începem cu acest cadou. Să știți că ele toate sunt foarte amestecate pentru că nu am putut să le iau separat pentru că erau foarte, foarte, foarte multe cadouri. Scrisorile o să le citesc după acest vlog ca să nu lungim prea mult vlogul, așa că eu zic să începem. Avem aici o chestie împachetată. Ia să vedem. Dar mi-e milă să o rup, dar n-am încotro. Ce tare, este o ramă pentru poze. Vai, uitați-vă ce ramă. Și încă o chestie exact la fel. Nu, din păcate nu scrie de la cine este. Ba da, avem și scrisoare aici. Apropo, da. Ia să vedem. Wow, am primit un inel din elastice. Ce tare, și o brățară. Două brățe făcute manual, nu cred. Vai, sunt foarte colorate. Deci, mâna mea plină cu brățări. La mâna mea să mai adaug încă două brățări super colorate. Vai, îmi plac foarte mult. Ia să vedem de la cine sunt aceste brățări. Aici avem un desen, Iuliana Beregoi. Wow! Aici avem încă un desen. Eu sunt generația Z, Iuliana G. A, nu, scrie B. Pardon, scrie Iuliana B. Așa, de la Patricia pentru cea mai tare fată, adică Iuliana Beregoi. Patricia, îți mulțumesc enorm de mult pentru aceste cadouri. Pur și simplu le ador. Vai, îți mulțumesc enorm de mult, Patricia, te iubesc. Ia să vedem aici, mai avem... Wow, uitați-vă ce avem aici. O jucărie holografică. Uitați-vă, și schimbă și culorile. Și cred că această jucărie este de la pupici cu sclipici, Patricia. Tot de la Patricia, cred. Sper că tot este de la Patricia. Dacă nu, chiar îți mulțumesc foarte mult oricum. Și mai avem aici un desen. Eu sunt generația Z, hanoracul nou care a apărut acum recent, galben. Cu Eu sunt generația Z pe iulianaberegoi.ro a apărut și unul portocaliu care arată super mega tare. Așa că dacă vreți să vedeți și voi noile hanoraci de pe iulianaberegoi.ro, puteți să intrați în linkul din descriere. Wow, ce tare arată! Mulțumesc foarte mult, Doriana! Ești super drăguță și tot de la Doriana mai avem... Wow, da, cât am muncit la brățara asta, nu vreau să-mi imaginez. Vai, nu cred! Doamne, eu când eram disperată, să zic așa, chiar disperată eram după brățările de genul ăsta, vroiam să fac așa o brățară și mi s-a părut imposibil și n-am mai făcut-o. Și uitați-vă că acum am primit una, deci nu pot să cred. Este super mega faină, pentru că este foarte colorată. Așa. Și o inimă cu Iuliana Beregoi. Ador cadourile de la voi, prieteni. Chiar vă mulțumesc enorm de mult. Ia să vedem ce avem mai departe. Văd aici două elastice, care nu sunt în nicio pungă. Vai, și sunt foarte faine. Ia să vedem ce avem în această cutie roz. În această cutie roz avem o jucărie de pluș, după cum vedeți. Colorată, super colorată, la curcubeul, un desen cu mine, cu drag, Eveline. Este și o scrisoare pe care o să o citesc după acest vlog. Dar și eu să păstrez bijuterii în ea, pentru că este roz și mie îmi place roz și albastru foarte mult, să știți. Așa, avem aici încă o pungă și în această pungă avem o scrisoare, dragă Iuliana, cu drag, Anastasia. Să vedem ce am primit de la Anastasia, încă un o bufniță. Cred că e o bufniță. Sper că e o bufniță. Vai, uitați-vă la ochii ei. Și este la fel extrem de colorată. Și uitați-vă la ochii ei. Are niște ochi extrem de fain. Și o brățară cu IB. Vai, uitați-vă. O brățară cu IB. Foarte colorată. Super tare. Deci îmi fac mâna plină de brățări colorate. Îți mulțumesc foarte mult, Anastasia. Și avem aici de la cineva un penar, cred. Da, cred că este un penar sau un portofel, nu-mi dau seama, dar este holografic și arată super bine. Uitați-vă un pic, sclipește foarte, foarte, foarte tare și nu lasă sclipici pe mână. Uitați-vă. E super tare, îmi place foarte mult și abia aștept să-l port. Să
să vedem în această pungă mică. Avem un breloc. Un breloc cu unicorn. Sper că ăsta nu-i pentru Ana. Pentru Iulian. Ha. Cu drag, Iana. De la Iana este acest cadou. Iana, îți mulțumesc mult pentru acest unicorn. Abia aștept să-l pun la ghiozdan. Dansează ca un unicorn. Mulțumesc foarte mult, Iana. Să vedem ce avem în această cutie cu poza mea. Avem o cutie pentru Iuliana Beregoi. Wow! Avem o brățară cu cheia sol. O brățară cu cheia sol și este roșie. Ce tare! Și este cu pietricele cheia sol. Avem încă o chestie aici. Vai, nu cred! Ce-i asta? Este un colier cu unicorn! Mamă, dar ce tare arată! Nu pot să cred! Arată super bine! A, sunt două! Ok, eu o să fac din asta două, o să fac unul. Ce fain e! Una este cu unicorn, așa, și una este cu curcubeu. Arată foarte, foarte, foarte tare. Avem și un carnețel cu unicorn. Wow! Mini carnețel. Deci toată lumea dă cu unicorn. Sper că... Da, scrie aici, dragă Iuliana, adică e pentru mine. A, stai. A, uite, scrie pe cutie, pentru Iuliana Beregoi. Și mie îmi plac unicornii. Și încă un carnețel cu Paris. Vai, ce tare înăuntru. Ups, super bine. Pentru Ana Beregoi asta. Asta e pentru Ana. Ok, o să i-l transmit Anei. Și să vedem. Wow! Wow, 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 wow! Deci ador posterele de genul ăsta cu pozele mele. Pur și simplu sunt super drăguțe, nu pot să cred. Și sunt foarte colorate. Vai, ador chestiile colorate. Să vedem de la cine este această scrisoare și aceste cadouri. De la Maraș, care are 9 ani. Mara, care are 9 ani. Mara, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste cadouri. Îmi plac foarte, foarte, foarte mult și chiar îți mulțumesc. Ia să vedem ce avem în această pungă. Avem un carnet super colorat. Și cu un pix. Da, și un pix aici. Wow, pixul arată bine, îmi place. Wow, chiar arată bine pixul. Cu drag pentru Iuliana. Iuliana, îți urez. Ok, aici scrie o scrisoare. Dragă Iuliana, eu mă numesc Luiza. Este de la Luiza. Da, ok, aceste cadouri sunt de la Luiza. Presupun că toate sunt de la Luiza. Încă un carnețel. Fai, ok. Cu drag, da, tot de la Luiza. A scris în toate carnetele ca să fie sigură că le citesc pe toate. Super tare, încă o brățară colorată. O să pun și pe asta la mână. Deci, până la sfârșitul vlogului, nu-mi place să fac chestia asta, mi-e frică. Până la sfârșitul vlogului o să fiu plină de brățări, promit. Așa, gata. Câte brățări am? 1, 2, 3, 4. O brățară roșie, după cum vedeți. Și o să punem cele mai colorate brățări pe mână, promit. Și asta cred că este... M-am speriat. N-am folosit niciodată chestia asta. Ok, ăla era un corector. Mi-am dat seama mai târziu un pic. Și aici avem sclipici roz, vai. Ador sclipici, dar mereu mă întreb ce pot să fac eu cu sclipici. Dar îl ador. Este un sclipici roz. Oh, wow, un marker mov. Un marker mov. Foarte multe chestii, nu știu mai exact ce sunt astea. Ok, ouă de Paști. Ok, ouă de Paști, iepurașul de Paști și încă o brățară cu un fluture. Eu o să vedem. Ok, ia să vedem ce avem mai departe. Îți mulțumesc foarte mult, apropo, pentru toate acestea. Pentru toate aceste cadouri îți mulțumesc foarte mult. Să ne uităm ce avem în această pungă. Cu asta îți prinzi părul? Asta e un elastic! Cu două urechiușe, nu cred! Vai! Să vedem ce mai avem în această pungă. Un carnețel. Avem un desen. I love you. Ok, desen. Aha, de la Elena. Încă un desen. Wow, ăsta arată bine, foarte bine. Și celălalt arată super bine. Avem un breloc cu... o lebădă
Și aici avem probabil o scrisoare pe care o să o citim după acest vlog, exact. Și aici la fel avem o scrisoare care este de la Lavinia. Lavinia, îți mulțumesc foarte mult pentru ce mi-ai dat tu în această pungă. Sincer, nu știu ce mi-ai dat mai exact pentru că sunt toate cadourile amestecate, dar oricum îți mulțumesc foarte mult. Așa, ia să vedem ce avem aici. Bună, Iuliana, să știi că te iubesc enorm. Ok, ia să vedem de la cine este, de la Sofia. Ia, Sofia, să vedem ce avem aici. Nu știu ce e asta. E un cookie. I don't know. Ok, de la Sofia avem și o foaie albă. O foaie albă. Și două bomboane și o pietricică. Wow, și o piatră, două bomboane și o piatră. Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult, Sofia, ești super drăguță. Îți mulțumesc enorm de mult, Sofia, și te iubesc foarte mult. Ia să vedem ce avem în această pungă. Wow, avem o jucărie de pluș, avem mai exact un emoji, supărat. Și o brățară verde. Care mi este mare, din păcate, dar e ok, bine, o să o lăsăm pe mână. Așa, wow, avem un desen cu mine aici, de la Medea, da, de la Medea. Super, ce frumos desenează Medea, foarte colorat, îți mulțumesc enorm de mult, Medea. Așa, aici avem o cutie cu încă o brățară cu floricele. Uitați-vă ce drăguță e. Floricele, o să las aici pe mână. Mai avem un slime. Wow, un slime. Eu, cum se aude? Un pix, vai! Un pix cu pepene roșu. Pepene verde, roșu, nu știu cum se zice în România. La noi în Moldova se zice halbuz. Și un carnețel cu fluturaș și o scrisoare care este de la Bianca. Bianca, îți mulțumesc enorm de mult pentru toate aceste cadouri, să știi că te iubesc foarte mult. După cum am văzut aici, avem și o jucărie de pluș holografică, un ursuleț foarte drăguț. Nu știu de la cine e pentru că nu era în pungă. Ok, și ne-am uitat. Să vedem ce mai avem în această pungă. Avem niște chestii pentru cadouri. Wow, astea sigur pot să le păstrez. Să mai am cu cadourile până așa frumos. Vreau. Sunt foarte drăguțe. Wow. Așa. Un slime. Probabil făcut de tine. Wow, un slime albastru. Îmi place foarte mult culoarea asta. Și niște cercei. Wow, ce cercei. Wow, dar ce cercei. Fai, n-am purtat niciodată așa cercei. Vai, o să fiu ca un cadou. Îmi pun și asta în cap și cu cercei așa. Ba nu. Ba da, asta albastră în cap și cercei ăștia roșii. Așa, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste cadouri. Foarte, foarte, foarte mult îți mulțumesc. După cum văd, aici avem niște globulețe, să zic așa. Avem un decor pentru camera mea, pe care abia aștept să-l folosesc. Nu știu de la cine este, dar oricum îți mulțumesc foarte mult. Aici avem pentru Iuliana, avem, nu știu, ceva înăuntru, în această foaie. Avem o carte. Probabil super interesantă. Din păcate nu scrie în carte de la cine este. Yep, nu scrie. Dar poate scrie aici. Ia să vedem. Da, avem o scrisoare. Să vedem de la cine este scrisoare. Oh, ce drăguță este. De la Sara. Sara, îți mulțumesc foarte mult. Abia așa să citesc această carte pentru că mie îmi plac foarte mult cărțile. Îmi place foarte mult să citesc cărți, așa că abia așa să citesc pe asta. Îți mulțumesc mult. Ia să vedem. Avem aici încă. Probabil e un carnet sau tot o carte. Haideți să vedem. E o carte. Da, este o carte. Încă o carte, ce tare. Ia. Mereu o carte te va ajuta. Îți va deschide gânduri după gânduri noi. Cu drag. Martina. Martina, îți mulțumesc foarte mult. Apropo, copii, să știți cu toții că este foarte important să citim. Și pentru mine este foarte important să citesc pentru că așa îți dezvolți în primul rând vocabularul, îți dezvolți mintea, în fine, vă dezvoltați voi pe voi însuși. Așa că citesc cât mai multe cărți pentru că chiar sunt interesante. După cum văd aici mai avem două brățări. Pe una scrie music și pe alta scrie modern. Wow! Să vedem de la cine sunt aceste brățări.
Dragă Iuliana, cu drag Martina. Da, tot de la Martina. Martina, îți mulțumesc enorm de mult pentru aceste cadouri. Sunt foarte, foarte, foarte faine. Chiar îți mulțumesc enorm. Wow, nu pot să cred. Îmi plac foarte mult chestiile de genul ăsta. Hai, deschide-te cumva, te rog mult. Avem un cactus care luminează. Cred că are baterii. Yep. Wow, este cel mai frumos cadus ever. Uitați-vă un pic la el. Voi nu cred, arată super tare. Uitați-vă la el. Deci pur și simplu ador cadourile de la voi. Chiar vă mulțumesc enorm de mult pentru toate cadourile pe care mi le dați. Din păcate nu scrie de la cine este, dar oricum îți mulțumesc foarte mult. Este foarte special acest cactus pentru mine, pentru că îmi place foarte mult. Așa, ce avem în această pungă? Avem ciocolate, bomboane și încă o chestie. În sfârșit am despachetat și eu acest cadou, să vedem ce avem aici. Avem o brățară colorată, nu cred! Uitați-vă la ea! Și aceste cadouri sunt de la Nicola Gabor. Cred că așa scrie aici. Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult! Să vedem ce avem în această pungă. Avem foarte multe scrisori și foarte mulți bani. Wow! Îmi plac foarte mult bani din ăștia mici. Dar niciodată nu m-am găsit să-mi cumpăr așa din ăștia mici. Sunt foarte, foarte, foarte faini. Vreau și eu. Dacă știți de unde să-mi iau, scrieți-mi în comentarii la ultima mea postare de pe Instagram. Pentru că YouTube îmi dezactivează, din păcate, toate comentariile de la toate videourile. Avem aici niște semne de carte. Și o scrisoare de la Georgiana. Georgiana, îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Îmi place foarte mult ce mi-ai dat aici. Te iubesc. Avem aici un squishy. Vai, e prea fain squishy ăsta. Oh my god. În această pungă avem un carnet. Avem un carnet cu foi albe. Miroase a lemn și eu nu glumesc, chiar miroase a lemn. Nu scrie de la cine este. Nu, nu scrie de la cine este, din păcate. Dar oricum îți mulțumesc foarte mult pentru acest carnet. Îmi place enorm de mult. Mersi mult. Să vedem ce avem aici. Wow! Ce este asta? Ce e asta? Este un săpun, cred eu. Este un săpun, da. Și o agrafă. Ia să vedem. Nu știu să-mi pun agrafe, dar trebuie să mă învăț. Mulțumesc foarte mult! Apropo, nu prea am agrafe din asta și îmi plac foarte mult. Ia să vedem, în această pungă aveam o carte despre balerine, cred eu, da. Ce mai am aici? Încă un penar, deci o să am și așa. Încă un penar la fel, cu scripici, așa. Avem și un desen cu mine. Wow! Avem o grămadă de scrisoare aici pe care nu putem să le citim pe toate aici. În această pungă avem... Wow! O jucărie de pluș din nou, foarte holografică, ca acest ursuleț. Holografică, foarte colorată, vreau să zic. Avem și o scrisoare, de fapt mai multe desene, nu mai multe desene. Ok, pe toate astea o să le văd după acest vlog, să știți că păstrez toate scrisorile pe care o să le păstrez mereu ca să le am, așa ca amintire din partea voastră. Abia și să-mi fac un colțișor. Cu toate cadourile din partea voastră, cu toate desenele și scrisorile, foarte drăguț, uitați-vă, îmi place enorm de mult. Wow, avem și un desen de la o fană, probabil. Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult, de fapt vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste scrisori, prieteni. Sunteți cei mai tari și chiar vă iubesc enorm de mult. Wow, avem un carnet super, super, super sclipitor, să zic așa, e plin cu sclipici, după cum vedeți. Și las un pic de sclipici pe mână, dar nu contează. Și arată super bine înăuntru, uitați-vă. Fac o colecție din carnete, apropo. Avem un slime. Wow, un slime super tare. Dar voi știați că îmi place culoarea albastră? Pentru că chiar este culoarea mea preferată. Așa, avem un pix, la fel ca acest carnet. Și o jucărie de pluș. Da, este un câine. Ce frumos e! Așa, să vedem ce avem aici. Wow, un pic de mai multe culori cu un flamingo, pe care l-am scos eu acum două secunde și îl pun la loc. Și un spinner. Așa,
Aici mai avem încă un carnet. Încă un carnet cu un semn de carte, probabil. Acest carnet este de la Diana. Diana, îți mulțumesc foarte mult pentru acest carnet. Are și un fanpage, cred că Diana. Și aici mai avem încă o scrisoare de la Diana pe care o să o citesc după acest vlog. Diana, îți mulțumesc foarte mult. Încă o pungă cu o cutie. Și în această cutie să vedem ce avem. Avem un ceas. Deci eu cu Ana ne gândeam să ne luăm... Vai, nu cred! Un ceas din ăsta, uitați-vă. Gen, când sună e foarte tare. Vai, ce tare! Abia aștept să-l folosesc. Nu mă sc... O să-l pun la mine în cameră lângă pat, da? Ca să sune ceasul. Așa, avem un creion holografic. Și... un clopot, cred? Ok. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest ceas. Chiar îmi place enorm de mult. Să vedem, mai avem aici încă o pungă. O carte înăuntru. Cum să faci să nu citești? Abia și să citesc. Avem aici foarte multe scrisori pe care o să le citesc după acest vlog. Să știți că toate scrisorile chiar le păstrez. Avem și o ciocolată, un biscuit mai exact. Aici în această pungă un desen cu Eu sunt generația Z. Vai, și foarte, foarte, foarte multe scrisori. Da, mai avem ciocolate. O, ciocolate. Avem niște chestii, niște bomboane, cred că. Da. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Să vedem ce avem aici. Avem încă un carnet și în el, ups, și în el scrie de la Răzvan. Wow, de la Răzvan. Mulțumesc, Răzvan, de la un băiat. Sunt aceste cadouri și acest pix. Răzvan, îți mulțumesc foarte mult. Îmi place foarte mult cadoul din partea ta. Chiar îți mulțumesc. Aici avem încă două jucării. Jucării de pluș. Nu știu de la cine sunt, dar sunt foarte drăguțe. Și încă un ursuleț. Ador jucăriile de pluș. Nu mai încap în casă, dar îmi plac oricum. Wow! Vai, încă un ursuleț. Nu pot să cred. Foarte frumos ursulețul. Și în această pungă avem o inimioară, un breloc cu inimioară. Această lucrare pe care scrie Iuliana. De la Roxana, scrie pe spate. Încă ceva. Ok, în primul rând, un poster foarte mare. Deschide, trebuie să deschid toate astea. Wow! Deci este un carnet. Uita mai, carnetul mare, 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 mare. Ok, să vedem de la cine este. Dacă vrei să-l pui la ghiozdan, ia să vedem. Și să-l pun la ghiozdan. Hai că deja mi se pare foarte interesant. Un breloc, un emoji. Să vedem de la cine este. De la fanul tău numărul 1. Cu drag de la Amalia. Amalia, îți mulțumesc foarte mult. Chiar îmi place foarte mult cadoul din partea ta. Mai avem o cutie cu o cană, cred. Cu o cană, vai! Îmi place enorm de mult. Aici avem încă un carnețel cu Mickey Mouse, cu Minnie Mouse, de fapt. Avem încă două carnete aici. Wow! Vedem aici înăuntru scrie cu drag de la Roxana. Vai! Și aici scrie cu drag de la Natalia, cred. Ok. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste cadouri. Mai văd aici un brățară, cred. Da, încă o brățară cu un emoji de data asta. Uitați-vă, o brățară cu un emoji. Super! Vă mulțumesc foarte mult, prieteni, pentru toate cadourile voastre. Să vedem ce avem în această cutie. Vai, avem o șapcă! Uitați-vă un pic la șapca asta. Este din catifea, nu pot să cred. Îmi place foarte mult pentru că este roz. Avea așa să o port. E super, super, super tare. Avem trei ciocăre. Deci unul colorat, după cum vedeți. Ăsta este ăla colorat. Unul roz și unul albastru. O carte. Nu pot să cred. Deci cărțile astea de la Arthur îmi plac foarte mult. Nu știu de ce. Scrie aici Iuliana Peregoi. Ok, mai văd aici. Vai, uitați-vă, este din silicon ăsta și este super tare. Cu panda din silicon. Bună, Iuliana, sunt un mare fan de-a tău, te admir în tot ceea ce faci și sper să-mi citesc scrisoare și mi-ar plăcea că dacă m-ai urmărit pe Instagram. Ok, o să te caut pe Instagram. Mulțumesc frumos și sper să-ți placă de cadourile pe care ți le-am dat. Să știi că mi-am cumpărat brățara ta generația Z Club și sper să fim cât mai aproape de generația Z a ta. Da, apropo, chiar mă bucur enorm de mult că v-ați cumpărat cu toții brățara clubului generație Z, o am și eu aici pe mână. Cei care nu și-au luat, intrați în linkul din descriere să vă înscrieți și voi în club.
mi s-a îndeplinit să merg la un concert de al tău și uite, azi mi s-a îndeplinit visul, sper să-ți placă ce ți-am scris, îți doresc mult succes în tot ceea ce faci, sper că tot ce ți-a propus să se îndeplinească. Cu drag, George. George, îți mulțumesc foarte mult, chiar îmi plac enorm de mult toate aceste cadouri, deci nu știu cum, cred că viitoarea ta prietenă o să aibă un mare noroc pentru că te pricep foarte bine la cadouri pentru fete. Mulțumesc foarte mult, George. Foarte plăcut și mă bucur că ai venit la concertul meu și aici avem ultimele cadouri, foarte multe scrisori și desene, după cum vedeți, pe care o să le citesc și o să mă uit la ele după acest vlog, de aia o să le lăsăm aici așa frumos deoparte. O să le luăm așa și să le lăsăm deoparte. Wow, și o poză cu mine și cu o fană. Aici cred că avem ciocolată caldă. Nu pot să cred, ciocolată caldă. Vai, ciocolată caldă, deci abia aștept să beau ciocolată caldă când ajung acasă. Avem încă o cutie aici. Să vedem ce avem aici. Avem, ok, cred că e un marker sau nu știu ce este. Hai să vedem. Ce tare, nu știu, nu mă pricep să scriu cu asta. Ce ciudat, îmi place foarte mult. Ok, să vedem, mai avem un creion, o chestie, un ruj, cred eu, un ruj foarte închis la culoare, foarte închis la culoare, extrem de închis la culoare. Ok, o să fie o provocare pentru mine și un pix care miroase căpșuni și are și scripici și miroase căpșuni. Aceste cadouri sunt de la Patricia. Patricia, îți mulțumesc foarte mult și după cum vedeți, așa am terminat acest vlog. Sper foarte mult că v-a plăcut acest vlog. Vă mulțumesc enorm de mult pentru toate aceste cadouri, desene. Chiar sunt foarte, foarte, foarte faine. Uitați-vă un pic. Wow, sunteți cei mai tari, cea mai tare generație, generația Z. Vă mulțumesc enorm de mult pentru toate aceste cadouri. Uitați-vă și pe Mia. Să știți că sunteți cei mai tari fani, să știți că vă iubesc enorm de mult și noi suntem cea mai tare generație. Eu vă pup pe toți și pe data viitoare, prieteni. Pa și vă iubesc! Și prieteni, să știți că vă aștept pe toți pe 13 iulie la ziua mea de naștere, cu toții sunteți invitații mei. Vă invit la ziua mea de naștere pe 13 iulie la Arenele Romane din București. Biletele le găsiți în linkul din descriere pe iabilet.ro și abia aștept să ne vedem acolo la cea mai tare petrecere. O să fie cel mai tare concert și cea mai tare petrecere unde și voi sunteți invitați. Vă iubesc și pe data viitoare, pa!